Mă bucur că ne reîntâlnim după o vacanță lungă pentru unii, scurtă pentru alții, cu forțe proaspete, cu putere de muncă, cu dorința de a avea un an școlar mai bun decât cel care a trecut. Mă bucur că avem alături de noi astăzi invitați din partea Consiliului Local Solonț pe domnul primar Alexandrescu Eusebiu, personalități de la nivelul guvernului, da? Puteți ajunge și în guvern, Parlamentului României pe domnul senator Smarandache Miron, din partea Poliției Locale Solonț pe domnul Cernat Vlad și din partea Bisericii Cucuieți Părintele Cernat Irinel. Le mulțumim că sunt alături de noi, nu doar la începutul anului școlar, ci pe tot parcursul anului școlar și ne sprijină și ne ajută în educarea copiilor noștri. Începem cu slujba de Dedeum pentru începutul anului școlar, după care fiecare din invitați va adresa câteva cuvinte copiilor școlii noastre. Părinte, să mai zic ceva? Mult succes, forță de muncă, să aveți un an extraordinar. Părinții, rog să fie tot timpul alături de noi, să ne sprijine în activitate. Cadrele didactice ale școlii să aibă forță de muncă, astfel încât să avem rezultate mai bune decât cele de anul trecut. Anul trecut, chiar dacă avem mai puțini elevi la școala din Cucuieți, rezultatele lor au fost mai bune la clasa 8-a decât rezultatele avute de elevii de la școala Solonț. Și primii 3-4 elevi din hierarhie au fost de la școala Cucuieți. Deci, cu siguranță, mai puțin, dar mai bune aici la Cucuieți. Să mai zic, părinte? Mai ziceți tu. Dragii mei, vă urăm și noi bun venit la școală. Am adus săgeasma făcută de preasfințitul nostru, Ioachim Băgăoanu, la Moinești, atunci când s-a sfințit pentru toți copiii. Aghiazma mai este făcută, doar citim rugăciunile, sfințim, după care dau cuvântul oficialităților. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților, gătătorule de viață, vino și să lăzuiești pentru noi. Ne curățește pe noi cu toată întineșiunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, minește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, minește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, minește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, minește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinții cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne minește, Doamne minește, Doamne minește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine într-un numele Domnului. Către născătoare de Dumnezeu, acum posibili să legăm noi păcătoși și smeriți să cădem cu pocăință strigând la lungul sufletului. Stăpân, ajută-ne, milosivindu-te spre noi, grăbește, că pe mulția păcatelor nu întoarce pe rugii în deșert, că pe tine singur îndrăgi te-am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu pururea, spune puterile tale nevrednici și că din aici să duc înainte, rugându-te cine ar fi izbăvit de noi dintr-o atâtea nevoi sau ce ne-ar crezi până acum cu obori. Nu ne vom depărta de la tine, stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Să luăm aminte, pace tuturor! Și Duhului tău prochime în glasul al 6-lea, Domnul este luminarea mea și mântuitorul, de cine mă voi teme, Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa. Din epistola către Galatenea Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea îndelungă răbdare, bunătatea, pacea de bine, credința, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestora nu este lege, iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftile Lui. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire deșartă, ci dismuindu-ne unii pre alții. Cititorule! Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia! Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire! Să luăm aminte, zisa Domnul pilda aceasta, ieși semănătorul să semene și pe când semănau, unele semințe au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat, altele au căzut pe loc pietros unde n-aveau pământ mult și îndată au răsărit că n-aveau pământ adânc, iar când s-a ivit soarele s-au pălit de arșiță și neavând rădăcină s-au uscat, altele au căzut între spini, dar spinii au crescut și le-au înăbușit, altele au căzut pe pământul cel bun și au dat rod una 100, alta 60 și alta 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Minuiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne să-i auzi-ne și ne minuiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm Domnului Dumnezeul nostru ca să caute cu milostivire asupra școlarilor acestor și să trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunea al științei, ale evlaviei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea lor putere și tărie. Pentru înțelegerea legilor cele Dumnezeu și a toată învățătura cea bună și folositoare, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să însufle acestor școlari Duhul cel bun care povățuiește pe calea cea dreaptă și aduce spor de înțelepciune, de știință, de toate fapte și de bune spre slava preasfântului Său nume, să le dăruiască sănătate și zile îndelungate spre întărirea familiei și a bisericii noastre și a țării noastre, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care cu chipul Tău ne-ai cinstit pe noi oamenii, ne-ai îmbrăcat cu voi de sine stăpânitoare, care ai intrat în biserică la jumătățirea praznicului și ai învățat pe oameni încât se mirau popoarele și ziceau de unde știe acesta Scriptura, nefiind învățat. Și David grăiește, veniți fiilor, ascultați-vă pe mine și vă voi învăța pe voi frica Domnului. Cel ce învăța pe Solomon înțelepciunea Dumnezeului al tuturor, cuvântul împărate al tuturor, deschide sufletele și inimile și gura și mintea robilor tăi, acestor școlari, ca să priceapă și să învețe să facă voia ta și ferește pe dânsii de toată ispita diavolească, păzindu-i în toate zilele vieții lor și făcându-i să sporească într-o dreapta credință și totdeauna în toate poruncile tale cu rugăciune prea curate, Maicii sale și ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești cercetătorul sufletului și a trupelor noastre, Hristoase, Dumnezeu nostru, e slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce Te-ai sălășluit în inimile cel curatele celor 12 apostoli prin harul preasfântului Tău Duh, care s-a pogorât în chipul limbilor de foc și ai deschis gurile lor și au început a grăi în alte limbi, însuți, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, trimite același Duh Sfânt peste acești copii și acești școlari și sădește în urechile și în inimile lor învățăturile cele bune și folositoare, Sfânta Scriptură, cea însuflată din Tine prin puterea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce te-ai sălășluit și ai luminat inimile celor 24 de bătrâni ale Sfinților Tăi ucenici, apostoli, ale Sfinților apostoli și evangeliști, Matei, Marcu, Luca și Ioan, Cel ce ai învățat a luminat pe Sfântul Ștefan, întâi mucenic, însuși acum, Doamne, luminează inima robilor Tăi, acestora școlari din această școală, pentru rugăciune preacurate, maișale și ale tuturor Sfinților Tăi. Te-a binecuvântat și preaslăvite și în vecii vecilor. Minuiește-ne pe noi, Dumnezeu, după mare mila Ta, rugăm, bunăție, auzi, niște minuiește. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsare, iertare, păcaturi, bună, sporire în casă și în viață. A rog Dumnezeu acestor școlari și părinților și profesorilor din această școală, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Robilor Dumnezeu, membrilor corpului didactic și elevilor școlii acesteia, tuturor celor care învață în această școală și predau, dă-le, Doamne, sănătate, zile bune și îndelungate, bună sporire întru toate și păzește-i pe toți într-o mulți ani, mulți să-mi trăiască. Să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască. Robilor Dumnezeu, profesorilor și tuturor care lucrează în această școală, și membrilor corpului didactic, dă-le, Doamne, sănătate, zile bune și îndelungate, bună sporire întru toate și păzește pe dânsi într-o mulți ani. Mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască. Tuturor celor ce ajută la buna desfășurare a învățăturii în această școală, oficialităților comunei noastre și tuturor celor ce au grijă de acești copii, dă-le, Doamne, sănătate, zile bune și îndelungate, bună sporire întru toate și păzește-i pe toți într-o mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască, la mulți. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui protivnic dăruiește și cu Sfântă Crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui protivnic dăruiește și cu Sfântă Crucea Ta păzește pe poporul Tău. Dragi copii, stimați profesori, învățători, educatori, domnule primar, domnule senator, domnule polițist, domnule director și tuturor părinților care sunteți de față, iată că în fiecare an ne întâlnim cu drag la deschiderea anului școlar și cu tristețe oarecum în suflet, pentru că vedem din ce în ce mai mult, în fiecare an, scade efectivul școlii noastre. Nu mai sunt atât de mulți copii. Chiar am fost înspăimântați, așa am înțeles că nici nu se mai face școală anul acesta aici și se mută la Solonț, dar văd că totuși prin insistențele dumneavoastră s-au păstrat profesorii, cadrele didactice, ca să folosim această școală așa cum se cuvine. Din partea mea, ca duhovnic, ca preot paroc, vă doresc ca bunul Dumnezeu să vă lumineze mințile, să urmați întotdeauna calea cea bună, să țineți întotdeauna strânsă credința, cu iubirea părinților voștri și cu dragostea profesorilor, care întotdeauna încearcă să vă ducă pe calea cea bună și să vă învețe toate cele de folos pentru a fi oameni vrednici în viață, pentru a fi buni creștini și buni români patrioți ai țării noastre. Avem o țară minunată pe care trebuie să o salvăm, avem o țară minunată pe care trebuie să o ajutăm să devină iarăși ceea ce a fost odată sau poate mult mai mult, și aceasta se face prin contribuția voastră, prin mințile voastre cele frumoase. M-am bucurat foarte mult auzind că din Cucuieți și din Solonț sunt copii meritoși care au note foarte bune și care ne-au făcut cinste întotdeauna, atât în țară cât și în străinătate. Pe această cale vreau să mulțumesc tuturor profesorilor, învățătorilor și educatorilor și, nu în ultimul rând, părinților și domnului primar, care ne-au facilitat întotdeauna drumurile noastre către București sau în alte părți, cu copiii din Ansamblu Florile din Cucuieți, care și anul acesta au venit cu premiul întâi și din Italia și din Valea Budului la tabără și în alte părți, și care ne-au făcut cinste întotdeauna, o cinste deosebită pe care noi o păstrăm în inimile noastre așa cum se cuvine. Noi vă dorim sănătate și succes în noua an școlară. Mulțumim părintelui Irinel, mulțumim pentru sprijinul care îl acordă și pentru deosebitele activități care le realizează împreună cu copiii acestei școli. Ne ajută atât la educația moral-creștină a copiilor noștri, cât și la activitatea cultural-artistică, și ansamblu Florile din Cucuieți este cunoscut în țară, în străinătate, iar rezultatele lor ne fac mândrie și nouă școlii. În continuare vreau să dau cuvântul domnului primar Alexandrescu Eusebiu și să-i mulțumesc înainte pentru sprijinul pe care ne-l acordă ori de câte ori îl solicităm de la dumnealui. Domnul primar. Mulțumesc, domnule director, domnule senator, preacucernice părinte, domnule director, stimate cadre didactice, domnule reprezentant al poliției. În luna septembrie a fiecărui an există o mare importanță spirituală. Este ziua când peste tot în țară se deschid larg porțile școlilor, iar inimile noastre vibrează de bucurie, de nerăbdare și de emoție. Este în ziua revederii și a reîntâlnirii după o vacanță bine meritată, este emoția primei zile de școală pentru preșcolarii de la grădiniță, bobocii din clasa pregătitoare și clasa 1. Astăzi, 10 septembrie, se deschide un nou an școlar pe care fiecare dintre noi ne-l dorim cât mai bun, cât mai bogat, cu satisfacții profesionale. În primul rând, vreau să urez tuturor celor care trec pentru prima dată porțile acestui școli un călduros bine ați venit la noi în școală. Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră dacă voi spune că toți cei prezenți astăzi aici suntem cuprinși de o puternică emoție. Se vede. Într-un sistem educațional care continuă spre descentralizare, nu mai putem sta pasivi să așteptăm ca cineva de sus să ne rezolve toate problemele. Noi considerăm că limitele impuse cu ceea ce avem, trebuie să încercăm să facem singur ceea ce așteptăm de la alții. Trebuie ca și noi, elevi, părinți și profesori, să ne implicăm în mod activ pentru dezvoltarea școlii. De aceea îmi doresc ca în următoarele zile emoțiile de care vorbeam la început să fie treptat înlocuite de dorința de implicare și colaborare bazată pe încredere. Școala noastră este locul în care elevii trebuie să se simtă ca acasă. Aici au un cadru ambiental adecvat pentru formarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor. Dragi părinți, vă asigurăm că vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a răspunde exigențelor dumneavoastră. Vă rugăm să fiți alături de școală, să o sprijiniți în vederea realizării unui adevărat parteneriat din care vor avea de câștigat copiii dumneavoastră. Vă doresc sănătate, putere de muncă în activitatea frumoasă și plină de responsabilitate pe care o desfășurați în educația acestor copii. Vă doresc tuturor un an școlar plin de succes și de împlinire. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate în noul an școlar. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim domnului primar. De altfel, el este fost elev al acestei școli, așa că dintre tânăra generație așteptăm viitori primari, viitori senatori. Mulțumim domnului senator că este alături de noi astăzi și suntem sprijiniți nu doar la nivel de primărie, dar și mai sus, la nivel de parlament, și îi dau cuvântul să vă adreseze și să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule director, domnule primar, preacucernice părinte, stimați invitați, stimați profesori, stimați părinți și dragi elevi. Spunea domnul primar că e o zi încărcată de emoție și simt aceleași lucruri și eu, am aceleași sentimente de emoție, pentru că prima zi de școală totdeauna este cea mai emoționantă zi din viața unui elev, dar în egală măsură și a profesorilor și a părinților. Dați-mi voie cu această ocazie să vă transmit un salut din partea colegilor mei parlamentari, din partea Consiliului Județean și din partea mea personală. Vă urez să aveți un an încărcat de succese care să mulțumească părinții care vă educ acasă, dar în egală măsură și profesorii care au grijă ca să transforme din o materie primă neprelucrată diamant. Diamantele sunteți voi, copii, care o să fiți în viitor urmașii noștri, cei care să mențineți tradițiile, să mențineți România ca o țară frumoasă, plină de belșug și în care se poate trăi frumos. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Vă doresc un an nou plin de bucurie. Mulțumim, domnul senator. Ce a uitat să spună domnul senator, la Solonț ne-a promis că elevii cu cele mai bune rezultate, spuneți dumneavoastră? Elevii cu cele mai bune rezultate din Comuna Solonț vor primi din partea mea o invitație la Parlamentul României în luna octombrie, data fiind aleasă de domnul director împreună cu dumneavoastră cadrele didactice. Sigur că din școlile din Comuna Solonț fac parte și copiii de la Cucuieți. Doresc să fac lucrul ăsta pentru că totdeauna rezultatele bune trebuie să fie și recompensate. Și asta este o posibilitate a mea de a acorda recompense copiilor meritoși. Mulțumim frumos, merită aplauze pentru asta. Domnul senator ne-a spus până la Cucuieți că și el este fiu de cadre didactice, tatălui a fost director foarte mulți ani, deci este legat sufletește de școală. Din partea Poliției Solonț dau cuvântul domnului Cernat Vlad. Ne bucurăm că nu au fost cazuri deosebite la noi în școală și cu poliția am lucrat doar pe partea de prevenție, atât. Suntem într-un moment emoționat, un moment în care, după bine meritată vacanță, copiii se gândesc că vor ajunge într-un loc care le oferă o lume a cunoașterii, a experiențelor, chiar dacă de azi vin diminețile în care se vor trezi mai devreme. Pentru unii este o primă experiență, un început de drum, o ocazie de a întâlni noi colegi sau prieteni. Pentru alții e un moment în care sunt reluate lecțiile vechi în procesul de formare și informare. Pentru dumneavoastră, cadre didactice, este o continuare a procesului educativ, în care le sunteți alături elevilor, i-aș da să devină adulți, responsabili și implicați, și îndrumați în pregătirea lor în viață. Pentru părinți, începutul anului școlar marchează o perioadă în care susținerea copiilor este prioritară, dar reprezintă în același timp și un moment de rememorare a propriei copilării. Începe un an școlar împreună, elevi, cadre didactice, părinți, polițiști, în care dorim ca, după emoția de azi, colaborarea școală, familie, poliție să reînceapă cu implicare și încredere, astfel încât eforturile noastre să le asigure copiilor un mediu sigur. Voi, elevilor, Poliția Română vă urează să aveți parte de un an plin de reușite, cu rezultate bune și provocări depășite cu succes. Vă garantăm că printre cei care vă oferă sprijin, siguranță și încredere ne aflăm și noi, polițiștii. Când nu știți ceva, întrebați-ne. Când aveți o problemă, apelați cu încredere la noi. Când vreți să ajutați pe cineva și nu reușiți, vă vom ajuta noi. Stimate cadre didactice, atât obiectivul nostru cât și al dumneavoastră este acela de a oferi o educație sănătoasă copiilor, dincolo de informațiile din manuale sau din programa școlară, prin transmiterea valorilor de corectitudine, toleranță și respect. Pentru dumneavoastră, părinți, mesajul nostru este că vom sprijini în efortul de a le fi aproape copiilor, de a le cunoaște dorințele și preocupările. Ei au nevoie de atenție, de protecție și de îndrumare și de aceea, printre cele mai importante lucruri pe care le putem oferi sunt timpul și deschiderea noastră. Vă asigurăm că vom fi alături în apropierea unității de învățământ, pe traseele către școală și spre casă. Vom concepe și desfășura programe de activități și informare, prevenire, vom fi la întâlniri cu elevii și le vom spune cum se acționeze atunci când sunt puși în situații dificile pe stradă, la școală sau când sunt singuri acasă sau folosesc internetul. Sperăm că această zi să rămână o zi frumoasă și puternică amintire. Vă urăm tuturor un an școlar plin de reușite și împliniri și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de colaborare ca parteneri în procesul de educație. Mulțumim frumos domnului Cernat. Înainte de a merge în sălile de clasă, a primi manualele, orarul pentru această săptămână, o să dau citire încadrării cu cadre didactice pentru anul școlar 2018-2019. La grădiniță, doamna Alexa Loredana, clasa pregătitoare, clasa 1 și clasa a 3 avem simultan doamna Leonte Elena, clasa a 2 și clasa a 4 doamna Condres Giorgeta. La clasele 5-8 avem 3 clase, clasa a 5-a cu a 6-a simultan dirigintă Dudău Maria, clasa a 7-a Rotaru Grațiana, clasa a 8-a Dospinescu Florian. Iar la limba română Dudău Maria, matematică Butucana, engleză Grasimescu Tamara, franceză Chiriac Elena, biologie Rotaru Grațiana, chimie fizică Șoportoc Carmen, istorie Dospinescu Florin, educație fizică Codreanu Tili Mihaela, educație tehnologică TIC Lăcătușo Elena, religie Hanișca Iulian, muzică Pruteanu Costache. Vă doresc succes tuturor în nou an școlar, să aveți un an școlar de nota 10. Mult succes! Vă poftim în sălile de clasă. Thank you.